Protest al metalurgiștilor în Piața Victoriei din capitală. În fața clădirii guvernului s-au adunat vineri dimineață circa 100 de membri ai Sindicatului Liber Alro și Sindicatul Alro Product, afiliate la Federația Națională Sindicală Solidaritatea Metal, precum și reprezentanța ai Sindicatului Prelucrarea Aluminiului și Sindicatului Alum Tulcea, afiliate la Federația Sindicatelor din Metalurgia Neferoasă. Protestatarii cer măsuri urgente de salvare a industriei de profil. Ei le cer guvernanților să intervină pentru limitarea prețurilor la energie și gaze naturale conform legii concurenței. Sindicaliștii din industria aluminiului care protestează aici, în Piața Victoriei, cer măsuri urgente pentru salvarea acestui domeniu. Potrivit sindicaliștilor, până acum s-a rezolvat doar cadrul legal privind tranzacționarea bilaterală directă între producători și agenții economici energointensivi. Un cadru legal care nu se poate pune în practică din cauza că piața pentru clienții mari din industrie nu este funcțională. Practic, toată energia este pusă în vânzare doar pe anumite platforme ale pieței și este adjudecată de speculanții de energie. Am venit pentru o plafonare a curentului și a gazului, pentru că este ultima soluție a industriei românești. Se pare că nu s-a rezolvat problema deocamdată cu energia electrică și există o portiță pentru a se plafona pentru un an de zile, 2, 3 chiar, energia și gazele, pentru că nu se mai poate. Alro Slatina cel puțin are nevoie de energie ca de aer. O hală deja s-a oprit, o să începem și pe a doua. Am venit să ne apărăm locurile de muncă. Energia este foarte mare, deja am închis astăzi de dimineață o hală. Urmează încă două, sunt 60% din capacitate care vor să închidă. Din cauza presiunii prețurilor la energie și a ezitării guvernanților în aplicarea unor măsuri ferme, riscul este acela de oprire a producției, dar planează și pericolul trimiterii în șomaj tehnic a mii de angajați, precum și cel al concedierilor.